Curva la treabă și treci odată. Treci, o dai pe bloc. A, n-aveați onor. Uite, eu de asta nu am avut onoră, că nu da like-ă. Am înțeles. Chiar dați like acolo, ca? Dar nu mai fac. Da, ai văzut, care nu dă like nu are video fără sonor. Numai pentru aia care o dat like. Că aia care o apasat butonul de like. Nu mai fac nic. S-aude sonorul. De ce? Nu mai fac nic. De ce, domnule? O comentată cu uite, uite. Ce comentezi că nu vrei să dai like? Dă like. De ce comentează? Uite, o comentat că nu vrei să dai like. O comentat? Pune mâna și dă like acolo, dacă nu mai fac nic. Nu, domnule, dar aia care nu dă like, tu n-ai înțeles. Aia care nu dă like n-au sonor. Deci numai la ăștia care îi s-aude sonorul. A, deci... Care dă like sau aude sonorul. Da. Păi vezi că nu s-aude. A, uite, vezi? Da, uite. Da. Bun. Nu s-aude. Mai oameni buni. E foarte simplu. Deci nu plecați mai departe. A, și am văzut, bă, uite, chiar trebuia să zic. Am văzut foarte multe persoane care comentează și, bă, noi n-avem card, vrem să vă facem o donație, da. Vrem să vă ajutăm, să vă susținem, da. Pentru cei care au card și asta e mai ușor. Dar da. Sunt unii care chiar și în privat și în comentarii, am văzut foarte multe comentarii, așa? Că nu au carduri și n-au cum să facă o donație și chiar vor să ne ajute într-un fel. Ei, și mi-au spus să le dau, să le spun o modalitate, cum poate să o facă. Da, și eu am primit foarte multe mesaje în privat. Așa, da? O să lăsăm un cont. Un cont bancar în descrierea acestui video. Cine vrea să ne ajute. Și foarte simplu, dați acolo, aveți săgeata aia frumos acolo, dați pe săgeata aia, vă dă în descrierea videoului. Da. Intrați acolo și vedeți acolo și Instagram, și Facebook, și tot, și cont bancar, și tot. Aveți acolo în descriere la video. Toate canalele noastre social media le găsiți acolo. TikTok-ul. Toată ziua stai pe TikTok, altceva nu ai de făcut. Da, și vrei, domnule. Stai în timpul liber, imediat pe TikTok ești. Deci vrei să fac. Ha? Și vrei să fac altceva. Pune-mi treabă. Treabă, dar și în timpul liber tot treabă? Cum adică? Și atunci găsești și ceva. Lasă-mă, domnule, în timpul liber, e timpul liber. De ce să dau cu mătura în timpul liber? Băi, oameni buni, nu plecați mai departe, stați pe loc. Opriți-vă. Luați o cană cu apă lângă voi. Un par de suc, aghiazmă și vreți voi, așa, liniștiți-vă. Dați o distribuire. Intrați acolo așa, aveți acolo posibilitatea să dați o distribuire pe Facebook, pe grupuri. Pe grupuri? În primul și în primul rând, dă like la acest video. Pentru că dacă tu stai și ne urmărești pe noi, știi despre ce e vorba și îți place ceea ce facem noi, da? Dă like la video și pe urmă intră mai departe. Cea mai mare susținere din partea voastră e like-ul. Deci like-ul, să înțelegeți voi, noi nu câștigăm bani, noi câștigăm popularitate. O să fie afișat video, să-l vadă cât mai multe persoane și o să se aboneze, numai cu ajutorul vostru, cu like-ul și ala. Băi, se uite, 100 ceva de mii de persoane. 100 ceva de mii de persoane, dă-o în gura, mă, zi treabă, e greu să apeși un buton de like. Și noi dăm like-uri, și noi ne uităm la alte canale. Normal. Like-uri și noi. E foarte simplu. Dacă îți place și aia și facem noi, dai like și pleci mai departe. Vizionare plăcută și hai să mergem la treabă. Ce treabă, domnule? Vino cu așa la mine și ai adus ouăle și ele? Ce ou? Ai și așa, ce tu ai de? Ai tot de porți după tine și tot. Ce hop! Să strici mașina. Îs cam grele. Adevărul că-s cam grele. Eu nu știu cum de... Vezi că strâși gâzgării ori bagajul. Cum ai furat tu cheturile astea de pe drum? Dar nu le-am furat de pe drum. Dar de unde le-ai furat? Le-am luat. A, da, e ceva. Uite cine i-a făcut geaca mea, i-a pus peste geaca mea. Tot tu ai pus. Nu eu. Bă, greu e ăsta, oi. Cum îl iei ăsta? Răstoarnă. Dar pălesc. Nu pălești. Hai, băieți. O să te duci de are. Te-ai cântărit? Uite. Dar trebuia să darajim mașina mai încolo. Ia-ți geaca de aici. Uite cine-i făcut geaca, băi, Cornelie. Mi-ai distrus bunătatea de geaca. Ai făcut curățenie? Dar cartofile astea n-ai de gând să le pui în pământ? Pune-le mai în pământ, ai. Da, și să faci, domnule, cu 3 barabuni. Dacă 3 barabuni, din aici faci 4 saci. Zici? Da. Vari, uite, prăjiturile le-ai lăsat aici, mănâncă-le. Nu le mai mănâncă, sunt expirate. De o lună acolo. Uite. Nu le mănânc, domnule, de o lună. Să-i da 9 lei degeaba? Am mâncat cât am mâncat. O, s-o tărică. Îți dai seama. Corneliu, ordinea de bata episodul de azi, care-i? Băi, astăzi o să faceți ceva și v-ați dorit voi de foarte mult timp, dar nici nu vă așteptați. Ce vreți să facem? Dar v-ați dorit și am văzut foarte multe comentarii. Și așa că m-am bucurat foarte mult când am văzut cheturoaiele aduse de Tiberiu aici. Vrem să facem. Scrieți rapid în comentarii. Și vrem să facem acum. Acum, în 10 secunde. Hai. Și vrem să facem. Puiată pentru găini. Deci ne-am gândit foarte mult la acest lucru. Am văzut foarte multe comentarii că ați vrea să aducem orătănii. Așa se cheamă? Să aducem orătănii la... Arătănii. La casuta din pădure. Așa că ne-am gândit să facem, adică împreună, O poiată. Ca să aducem curci, găini, răți. Ori ni gospodărim, ori nu mai gospodărim, da. Ce facem? Și o să aducem, dar nu acum, și o capre. Și mai târziu și o vacă. Cum să aduci vacă? Dar tu îți dai seama dacă aduci o vacă aici trebuie să... Vai de mine și de mine. Strânsură, trebuie să-i ții strânsură, trebuie să o mulci, trebuie să o chepteni, să o sășeli. Dar cum să o chepteni? Să o sășelie, să sășeală vaca. Păi sășeală și nu sășeali. Să nu sășeli? Cum? Fiecare zi? Da, în fiecare zi. Trebuie să ai grijă de ea, să-i dai de mâncare dimineața și să lanează și seara, de 3 ori pe zi. Trebuie să o duci la apă. Nu, vacă nu luăm. Dacă o dai coteală, nu, vacă nu luăm. Doar dacă ai și o căpriță, o ceva, ce știu. Un berbec, o căpriță, o... Trebuie căpriță. Treci și odată, hai! Unde să trec? Treci ca să punem chetroaiele astea în roabă. Ui, dar e și greu, ui. Rup, oala, roaba. Oala, roaba, dai oala? Haide! Pune așa mai în față. Gata, cine i-a duși? Tu! Hai să le mai puneți peste două și gata. Își faci pană la roabă. Nu, tu s-o lăsa roabă. Tu o duci. Tu duci, domnule. Na. Hai, Corneluș. Dă-te. Hă? Dă-te. Și domnule, așa de greu. Ca să vezi cât e de greu. Aha. Faci și pană la roată. O tală eu și împinge lunganul. Are putere când vrea. Atât, lasă-le acolo. De aici ne apucăm de proiectat poiata. Gata, te-ai muiat? Asta foarte mult timp. Și ne-am gândit unde să o facem. Aici e cel mai bine. Dar să o facem dincolo. Unde dincolo? Partea și. Cum mă, o fac dincolo? Vine vulpea fără nicio treabă. Aici trebuie să închidem tot. Aici o doare șoarele. Deci aici închidem tot. Aici. La păduri. Și închidem și piscândurile astea, punem plasă, roată împrejur tot. Avem de treabă foarte mult. Că mă obosit, nu mai pot. Hai, gata, domnule. Lasă-l pe masă acolo. N-ai pentru ce. Da, a venit o persoană și i-am dat un cuțet că a avut de tăiat un iapurii. A avut de tăiat un iapurii și acum i-a adus cuțetul. Că a plecat vânătoare, dar n-avea cuțet. Și așa că... Azi ne-a făcut treabă, băi, ține băi de aici camera. Dom'le, dar stai că nu mai puși. Nu mai puși. Dar nu mai poți de acum. Fai de mine, dar tu știi chetoraile astea câte-ți dii. Dar și m-am muiat, oameni buni. Ui, Doamne! Asta ne mai trebuiau, poiat. În restul le aveam pe tăti. Poiat ne trebuie. De unde luăm găine? De unde luăm găini? Mergem cu șerutul prin sat. O găină, n-aveți o găină, n-aveți o găină, mergem și căutăm. Da, domnule, că lumea îți dă găina ții. Trebuie să le cumpărăm. De 2 metri o facem. 2 metri? Da. Dar câte găini încap în 2 metri, domnule? Dacă o găină are 10 cm lungime. Dacă are 10 cm lungime și cu... Da, 2 metri cu 1 metru jumate lățării. Are 1 metru jumate o găină lungime și ai. Băi, cât e aici? Ia cât e aici? Ia cât e aici? Ah, și m-am părit. Și unde stă? Pe chetroaie? Da, fac postamente pe chetroaie. Și ne făceam noi dacă n-aveam lemnul ăsta, ai Cornel? Și ne făceam dacă n-aveam lemnul ăsta? Avem poiată, avem valoare. Avem poiata așa mai tare. Avei, avei. Avei? Avei. Ni s-o părul nia ca altceva. Mi s-o părul nia, că uite Ionuțu, dacă știam că vie. Aveam nevoie de ceva. Dar și bobița ai. Ia și zgaibără. Ui, bobiță! Ia, toate frunzele dăm în cap. Ai grijă. Dar ce e? Cu bobiță. Cu bobiță. Ăla să faci din și cu eu. Mă duc eu în sat, la magazin. Este toate cuile care le mai avem. Da, și îi faci cu astea. Mai trebuie niște cuii, mai trebuie niște cuii prea mari. Ce îi faci cu astea? Ei închel de astea. De câte sale? 7? De 10? De 12, de 15. 15. Da. Da, de 15. Așa? De 15, domnule. Da, domnule. 15 închel și de 6 sau 7 ei... Ei de ochele. Acum mă duc. Am tăiat-o. Vezi, domnule, sunt buni? N-am găsit decât de 6 și de 10. Foarte bun. E prins ceva pești? Unde? Păi, foc, n-ai fost la pești? Nu, prins Nica. Te-am văzut live. Nica? Nici un șir de pești. Și un chitic, nic, nic, nic. Dar fă cu sticle cum am făcut eu și duși le bagă. Du-te iar tu. Aha, du-te tu. Ai văzut cum am făcut eu sticlele? Da, acum da. Da? Ei, fă un bidon de cealaltă, găsești unul mare. De 20 de kg. Da, o, și când îl scoți plin de pește, serios. Da, uite, fugi la pește tu. Ești pescar, tu știi să... Dacă găsești măcar un bidon de ăsta mare, așa, știi? Îl iei, ai văzut cum am făcut, pac, îl întorci invers. Eu știam înainte dacă îți fac greșele. Da? Și îl bagi acolo și faci o măligă mare. Dă-ți cânturile așa și lasă peștele. Și o bagi înăuntru acolo, măliga aceea. Dar nu învieți altceva decât pește. Du-te la pește. Asta urmărește. Mergem. Terminui. Dar nu dă boala să iau capra și este trimită de zoa să o păzești. Da, domnule, capră, iei capră, dar nici nu mă gândesc. Așa. Dă-ți scândul încoace. Că zoa te pui să o păzești. Că eu sunt păzător de capri. Da, păzător, te fac păzător, cioban te fac. Direct. Da, cum? Cioban cu o capră? Da, cu o capră. Îți mai dau și eu vă patru în ei. Ai în ei? Da, tu. Serios? Ani ei trebuie să stai la oaie acum, trebuie să... Ani ei trebuie să stai la oaie. Am zis că ani ei trebuie să stai la oaie acum. Ha? Serios? Acum. Mănâncă. Vrei să dau de treabă eu ca să mănâncă panele din ei și de pește? Nu. Văd că tot o iei într-o parte. Dar cred că știi ce fac, serios acum. Câte glumii panoramă. Până și eu grebla și greblează, te-aș fac curățănitatea aici, lună. Nu, domnule. Da, și. Mă duc să car apă, să termin de umplu piscina. Așa. Și să ud iarba pe asta. Păi și nu faci curățănii aici? Și după aceea fac și curățănii. Știi cât am să-i dai cu grebla asta, așa nu ai mai dat, uite câte crezi pe aici. Aici trebuie arsă, o leacă câte o leacă. Fac cu foc și ars? Nu, domnule, arsă la, deși să le ardem degeaba, trebuie arsă cu un scop, ca să facem mâncărică. Păi da, nu? Păi da. Mai sunt scânduri, nu-și mai adă două scânduri. Acum mă duc. Da, e acolo și-a două. Dă-i peste. Pune. Asta e numai din urmă. Dacă mai trec două. Hai să văd. Hai! O da să nu faci treaba ca unul! Să-i dau semn că e chiatra aici. Lasă că merge, că doar nu ajungi în chiatra. Nu? Dar e scârpul. Ia și-o pantaloni așa. cu așa te prinde 8 mai. Dar ce vreți să facă? A? Te cu asta te prinde 8 mai. De ce? Da, cu găleata ca oamenii toți mai... Ajuns eu găleată. A? Dar numai ieșea deasupra o leacă. Dar și dă cu așa? E ca să împărească pomii. De asta face ala ta. Și pomi. Au pus el niște pomi acolo să înflorească. Ce nu fac? Și calci și deasupra, degeaba faci. Mi se pare că eu l-o sămănați aici iarbă de Sudan. O sămănați, o ierbușoară. Vrea să facă și aia de mușățel din el. Dar dacă e capră, eu mănâncă toată capra. Nu mai trebuie să luăm capră. Ba, ba, că... Nu mai luăm capră, domnule. Așa stau să păzăsc. Dar tu ce ai făcut acum, toată vara? Pleci leandura? Când la deal, când la vali? Dar e capră? E o capră. De ce vreți să fac capra? Să o mulgă, să aibă grijă, să știi care animale. Să nu o bagați la iarnă. Îți faci și mai așa, la porc. Puneți pe o parte găielii, pe o parte capra. Dar poate să-ți iei în casă capra, lângă el. Ai auzit? Eh? Poate să-ți iei în casă lângă tine capra, la iarnă. Că văd că unii s-o ținem la iarnă. Da, domnule. Da. Ai grijă de ea. Deci de-abia capra ai. Fată, ied. Avem musafiri! Ce acolo? Vine! Cred că vine mistria asta, bă! Acolo, voi, Tiberiu? Nu știu, domnule. Din mistreața, cred. Voi am dat 100 kg de apă, nu-i mai dau. Te ajungi. Și poate Valeu! Tira nu-ți o ștâni o leacă, că nu-mi coașe. Puși, faci, mă! Da las! Las să închid! N-am cum să o închid eu! Ține-o alea cât e! Aleu! Dacă nu mai car nicio apă, m-am săturat! Aleu! Nu știu! Băi, Cornel! Unde-i nuțul, Cornel? Râză nuțul! Unde-i Cornel? Uite-am răsturnat toată apa asta în care a tot degeaba! N-ai va să închid eu sângurul cu fata asta! Oameni flerești nemai ca domnul. Că mi-a rămas cu creștirea de apă. Unde-i Cornel? Nu știu. Nu știu. S-o scași. Greu. Sunt ceva nea. Mă nebunește vântul. Sau ce-a răsunat tăta apă. Corneli! Cum s-o dusă Cornel? Nu știu. Nu știu, pe la deal. Mai car una de asta și-a terminat. Fac ceva mâncare. Am un bol să trebuie. Uite ce-am făcut aici. Uite ce-am făcut aici. Am răsturnat pe tapă, am carat-o din tapă. Ai grijă când crezi. Unde-i bă, Cornel? Este în lagă și eu? E de să văd. Nu s-o dusă. Băi, ești aici? Nu s-o dusă. Nu știu, cred că e pe la deal. Ia uite de desubt asta. Da, du-mă, uite desubt. Voi știți ceva. Unde ești? Am răsturnat asta, că butoiul ăsta nu se râdea la mine, nu am vrut să țină deloc de poartă, să închide poarta. Bate vântul, o închide. O să care apă până la anul. Uite, m-am făcut fluiaș, că m-am mutat atât. Dar și eu pe parte. Am pus, domnule, în poartă. Nu vezi, uite. Nu ți-o stătea să râdea la mine. Da, să care apă până poi mâine. Stătea să râdea la mine, nu ți-o că... N-ai vrut să vii să-ți iei o leagă poartă. Oameni ferește-mă. Nu mai car că m-am mutat atât, fracțioare, sluiarcă. Că sluiarcă, domnule. Deci voi ce în casă? M-am zis că am avut o treabă. Ce treabă să ai? Trebuie să dau explicații și fac eu. Are ceva de mâncare în casă? N-are. N-are. Ai ceva ascuns pe acolo și nu? Da, nimic, ai dai drumul la treabă. Da, ce știu. Lasă-mă că-s lioar, că m-am mutat atât. Și pe pantaloni, uite. Dar și pe tine, ești tot plin de unde te-ai bagat? Ei, cu poia acasă. Ești tot plin de rumeguș. Ai stat jos? Fac treabă și de aici. Dar rumeguș, nu te-a plăpat nici. E tolănii pe jos. Ai stat, cred că te-ai întins la soare aici. un col pe așa se făcuile, că calcăm pe ea și în întrecișoare. Trebuie să fac largă ca să poți să intri ca lumea tu. Stai să văd dacă intru. Lasă că intri. Da, intru. Băi, numai pe dileperi dau. Uite-l, exact în șotă-i. Ui, s-a nimerit în șot! Aaaa, cum mor! Dă și tu lângă șot. Fă-o mai mare. De. E bun? Da. Gărea, găina. Așa? Găina. De ce? Dar nu la cumpără. Nu știi pe unde să intri, e? Aha. Tu ai terminat de carat apă acolo? Nu mai car, domnule, n-auzi că nu mai car. De ce? Nu mai car, că se luarcă tătul de la picioare și nu mai car. Nu mă treabă, și ce mai eu pofuri pe aici pe acolo. Dă-i drumul. Să mai car încă un bidon? Car 7. Hai pe mă duc să carne atunci, dacă zici tu. Mă duc să car. Dă-ți gâtul tău azi. La șeala, cred că tu. Nu mai pot. Sainia. Nu mai pot. De sainia. De sau caldă. Trebuie și viață. Le spart butoiul. Ține. Pe spart. a trebuit să tragi apa. Aha. E de drumul pe acela. Tractul două. Nu te ia cu capul, ieși afară. Păi. Strâncă pe aceau! Hai, nu mai am benzină. Mergem pe benzină. Du-te la Piecu. Ai auzit? Du-te la Piecu. Acum, domnule. Tiberiu, dar unde-i Piecu? La București. Pun la bursă și duci. Și cu vârtul ăla. Asta e Piecu vostru? Da. Și dacă rămâneți fără Piecu? Normal. Nu, dacă rămâneți fără Piecu, am Piecu. I-ai făcut plinul? Nu vezi cum se aude? Bă, da și mișto Piecu. Dar de ce e sparat, Tiberiu? Nu a făcut nici mâncare. Să mai dai, nu mai dai. Băi, Cornel? Bravo, tată! Și bravo! O ieșit o poiată super, da, până în momentul de față. Da, și? Foame. Bă, domnule, acum tot trebuie să mănânci, da, acuz vrei. Da, cum? Lasă-mă că am ce-mi trebuie eu acum. Ha, na. Nu cred că mai mănânc azi. Hai să vedeți voi dacă eu nu mai mănânc nici azi, să vedeți. Nu știu ce am să fac eu. Hai de mine. Are chef de treabă, nu știu ce-i fac eu. Trebos! Ha? Nu știu, ia niște mărunțai și du-te la Tantileana și cumpără 4 ouă. Dacă până aduci noi găinile, trebuie să cumpărăm ouă, n-avem ce face. Îmi trebuie 4 ouă. Hai, nu să mergi cu mine? Hai. Ce frică, am mâncat cineva. Mergem. Amândoi, la Tantileana. Din ce zici? Ia ori? Ei! Nu vreți să facă scrob? Ce? Scrob? Nu, a, gata, strâng și scrob. Ouă bătute, cred că. Nu. Ha? Fie. Ia o să stai. Și tai Cornel, bă, băiat. Hai. Tantileana au dat foc la gunoi. Dacă ajung acolo la Tantileana, să vedem dacă e acasă. Așa acasă, la și acasă. Bună ziua! Da, ce faci, doamne? Tantileana e acasă? Bă, bine, bobiță, așa e, țip la mine acum. Ia bobiță. Ia bobiță. Nu mai cunoaște? Ți-am dat mâncarea toată. Să rămână. O rugăminte am, ne dați 4 ouă. Numai 4, atâta ne trebuie. Bobiță, faci figuri la mine? Cu ăștia acasă, dacă nu vin la mine, eu nici nu să-ți dau eu mâncare. Da. Da, e. Vezi că îți întreci și gluma. Ți-am dat de-a tate mâncare și tu acu-și faci. Am nici eu la tine să șer 4 ouă și de acum alungi acasă. Uite, ai văzut? Ai văzut, Nuțu? Vezi tu, ne-am dat mâncare de atâtea ori? Bobiță? Ai cu e dat o atunci mâncare și te-o părăți. Păi, Bobiță. E, ai grijă și Bobiță. Vezi, dacă intru în curte. Dacă intru în curte. Oare. Bate la mine? Așa tu faci tu figuri de cu mine, Bobiță. Ai uitat când ți-am dat mâncare? Ai uitat? Ce ești? A bătut și sparat? Cine o bobiță? Pot la cințării? Mi-a zis doamna Viorica. Vai, tare mă mai... Dar mi-a dat 4, dar... N-au zis 4. Nu, nu, auzi, pune-ți viața! Păi... Ce-ți dau ceva? Nu-mi trebuie. Dar de fiecare dată ne-ați dat. Lasă așa! Na, zic vă da prost, eu zic vă da prost, mă fac zic vă da prost. Auzi, altceva îți spui. Am o rugăminte. Tot sărit cu coșul. Nu mai dau. Deci, dar nu trebuia să-mi merg. Băi, liniștit, tantile, lași, mai e o până și mă taui, mă duci în sac. Auzi ce spui eu. O sărit cu coșul gardul și s-o oprim curul în coașe și gâtul în coș. Și s-o spânzurat cu coșul. Nu le-ai tăiat? Nu. Dacă eu eram mort cu unul. A, le-ai găsit deja, da. Da. Și Andrei, îți dau 400.000, poate ai să-mi schimbi 1.000.000 sau să-mi schimbi. Așa. Nu-ți răpiesc până la 2 naționali să-mi coș. Acu, acu? Dacă ați unde la... La români. La români. Da, la români. Da, hai. Da, acu, acu sau să-l aduc mâine? Acu? Dacă vrei mâine, mâine. Să vedem ce zice Cornel și dacă îi mă duc ori în seara asta, ori mâine. Mâine, când vinem în coașe, dar mâine duminică. Luni. Da. Sau îți trebuie acum neapărat? Da, cu poșul, vărleu, vărleu. Păi zi, dacă îți trebuie acum, mă duc acum, atrag o fugă, imediat. Ai să-mi schimbi matalibari? Nu știu dacă am. Cât? N-am, 23 am. 23 am, mă rog. La cât dau 500? Îți treci matalii și-ți dau banii. Da, 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 și să mă duc să-mi dei un coș? Am vorbit cu Doina. Așa? De la români, are doi cu coșul, unul îl taie și unul îl lasă de sămânț. Fă, Doine, zic, eu te-am pățit o coș, nu fac. Mă, eu ce-l dau, dar 4.000 dau. Ei, lasă-ți năcășul. Andrei, dar săptămâna care vin nu puneți baraburi? Punem, da? Pune baraburi săptămâna care vin. Pui acolo vă 3 rânduri și așa. Fac două găreți bune. Le pui acolo cire roza, acolo le pui acolo așa. La vară, că acolo-i țărină, Andrei. Da, 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 da. Acolo-i țărină. Sperăm să iasă ceva. Da, da. Ei, la anul o să și mai vine. Mulțumesc, să rămână. Păi, acum mă duc acasă și trag imediat o fugă. Da, trag. Giote, stai pe la mine, Giote, să dăm când sudit. Bun. Poate găsesc pâine și ne-ai 200.000 pâine, Andrei. Da, 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 da. Da, bun, te rog. Da, acum ai pe sară, nu știu dacă mai găsesc pe sară. Dar poate pe la român, pe la bun. Eu opresc la toate magazinele. Da, bun. Bună. Săruna. Bun că am scapat un iac de treabă. Mergem acum să luăm Cornelii, am fost la Tantileana, trebuie să plec de urgență. Na, iei dișea oului. Poți să pleci. Plec de urgență că a rămas Tantileana fără cu coș, o rămas cu gâtul în gard și nu mai are cine să calci găinile. Dacă zic, domnule, de cum adică? Eu te, zi, nuțule! Du-te și zi! Nu rămas capul în gard, rămas cu curul în gard și cu partea și cu capul. Și mă duc să i aduc cu coș, domnule, că nu... Dacă nu mai are cine să calci găinile, nu o să mai avem ouă, până nu luăm noi găini. Da, să iau cu coș. Și unde te duci? Ai tu cu coș? Zi, domnule, zi, nuțu. Hai cu coș. Acum trebuie să mă duc să-i aduc cu coș. Păi, e adevărat, poate iar tu ești ăsta. Da, domnule, zi, nuțule, zi. Eu zic adevărul. Zi, nuțule. Dar nu pian că e stat din ea să aduc cu coșul. Da, domnule, dacă nu mai are cine să calci găinile, domnule, au rămas fără cu coș. Păi, da, serios, dacă nu are cine să calci găinile, și nu mai faci ouă. Faci și găinile, faci și ouă și fără. Nu faci, că nu iese bunii, poate vrei să pună cloște, Tantileana, poate vrei să fac și niște ce. Da? Păi da. Ai găsit de treabă. Domnule, mă duc să aduc cu coșul. Fă și tu. Fă și tu dacă... Ce-ți fac? Ceva de mâncare până vin. Da, ți-am adus ouă. Eu vin rapid, în 10 minute am venit, serios. Termin treaba acolo. Hai, domnule, și mai mâncăm, ne prindi... 24 august ne prindi. Uite, eu cât mă duc cu Nuțu ca să luăm cu coșul. Că dacă nu îl putem prinde. Înțeleg? Fugim ca lumea după el, îl prinde. Da, dar eu uschi mare, ce am porumbat. Dă-i drumul, dă-i. Și te rog frumos, dacă vrei până venim înapoi, poate... Da, uite chiar acum, când vii, gătești masa, s-o șămestic. Ar și o minunăție a lui Dumnezeu. Ar și o pomană... Da. Doamne, dar nici... Da, Nuțule, nu te râdi. Am plecat, hai, deschide porțile, Nuțule. Deschide porțile, trebuie să fac declarații propria răspundere, că mă duc să-i aduc cu coșul Tantileana, că dacă rămâne fără cu coș... Cum, domnule, să nu faci nic? Domnule, trebuie să mă duc după coș. Băi, Cornel, ne auzim. S-a dus și o pungă de făină de grâu. Da? Vreau să nu uiți... O, Bobiță, dacă n-ai venit. Auzi? Vreau să nu uiți de drojdii. Te-a dus niște drojdii lui mama. Da. Hai, vale. Am plecat. Trebuie să completez declarația și propria răspunderii. Am să trec acolo voluntariat, că e voluntariat, trebuie să mă duc să ajut o persoană în vârstă, că n-are coș la găini. Noi, Nuțu, oprim mai încolo și ca să facem declarația propria răspunderii. Am ieșit și am să trec acolo voluntariat. Mergem să aducem cu coșul Tantileana, că nu mai avem de unde mânca ouă. Da, pe-mi dau seama, Tantileana. Dacă mă dau eu jos, dacă vine. Nu-i dai? 40 îi dau, da? 400 îi dau. Poate găsesc pâine, nu-i destul de mie, Andrei. Îi zici lei pâine dacă găsesc? Da. Dacă nu, tu nu-i dai pâine de mie. Nu. Doar nu-i bani. Bun, să rămână. Vreți că aici la magazin te duci, Tolea, că se întrebi de dacă are pâine? Am oprit la 2-3, n-are la niciunul, n-are pâine. Ai, Doamne. De mai ieșe dacă are sau n-are. N-are? Nu are. N-are? Nu are niciun șir de pâine. Păi nu mai găsăm pâine. Las-mă la magazin și ala dacă noi mergem. Poate. Așa, așa deja. Alo! Moșule! Dar ce faceți, domnule? Uite, tăticu se dă în sleagăn. M-a chemat tot moșul și mi-a dat. Moșule, te-a sunat Tantileana? Nu. Nu? O să-i dai un cucoș. Da. A dat banii? Ia uite banii. Da. Haide. Pentru că ți-ai, nu? Nu știu că ți-ai. L-a prins, nu l-a prins? Da, că l-a prins. Hai să-l prindem. Uite și găină porumbacă are frumoasă. Nu-i porumbacă? Ia moșul de aici banii. Da, da, da. Așa? Alegi căței de acolo. Nu-mi trebuie căței. Nu vrei? Nu-mi trebuie căței. Hai și dă-ni, ăleu și dea căței. Hai și dă-ni cucoșul. Da, dă-mi cucoșul. Îl prinde acum nuțul. Tăcu-o mână. Tiu, dea și dea căței. Uai! Hei, nu și rău. Da, cucoș, de cucoș. Serios? Unde e moș? Hai, nuțule! Hai că n-are ce să prindă cucoșul. E frică de câini la nuț. Da, poate e o găină. Ia-ți cucoș. Nu-ți dă picioara care îmi punge. Am unul care îmi punge. Nu? Da, 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 da. Zic care ne-l dai, uite, vă, că ai doi. Bă, dar-s frumoși. Așa la țanțoș? Așa la roșu de acolo. Ăla roșu țanțoș. Ia vezi, nuțule, cum. Ha? A, nu! Halile acasă, halile acasă. Vin în coașe, nuțul. Uite așa. Hai, Ali! Ali, Ali! Hai, gând că așa stai în scoate. Vezi cât împungi. Ali! Chiar sari? Chiar sare moșul? Sare în spate, mase! Ui, băiete! E foarte periculos! Ia ou! Da! Hai să vedem cum îl prindem acum pe ăsta porumbac. Dacă îl bag acolo, îl bag în... Dă-te-mi parte, nu-ți parte și ei. Așa, așa, du-l înăuntru, du-l înăuntru. Aici, e gata, hai că a intrat. Vino cu asta. Trebuie că vreau să-l prind eu. Închide ușa. Închide ușa. Lasă-mă aducă. Gata, domnule. Gata? Gata. Beate că te mușcă! Beate că sari în spate! Sari? Ai grijă! Moșule, ai grijă, ți-am spus! Am mușcat-o pe tante, doina și de mâini, și aici și cealaltă! Dar pe mine nu m-am mușcat! Nu acum! Dar și da la găină! Am înțeles! Da, așa da! Dar mai plec! A prins coșul. Hai da, și cu coșul ăsta, nu? Frumos, nu? Da. Ai grijă de el. Fii atent. Păi nu, i-am zis, e mușcă. Dar o oață, să-l leg picioare. Păi da. Lasă că-l bagi în portbagaj. Ai iață? În portbagaj n-ai? Nu știu dacă am. Că nu. Asta e. Da, mama! La revedere, moșu! Gata, am luat și cucoșul. Pânii n-am găsit pe nicăieri, pânii. L-am trimis pe Nuțul la alt magazin să vedem dacă găsește până aici. Dacă nici aici nu găsește, le-am luat toate la rând. Nu știu, n-am de unde să iau până la Antiliana. Ia că am avut noroc, o găsă pânii. O găsă pânii. Hai, ușor, ușor. Ușor, ușor. Cât până e găsit? 10 lei? Bravo, Nuțule, bravo. 7 până. Bravo. E bun, e bun. Bravo. Le țin în brațe? Dar le țin în braț până la Tantiliana. Sau poți să le pui, pune-le pe așa, pe... Așa, pune-le așa. Pânii. Două pânii. Bată lumea că avem pânii. Da, cum. Bravo, Nuțule. Uite, ultimul magazin în care era, am găsit pânii. Leculiță, măi, întrei, mă, uite focul, nu s-a dus și videalul ăla la oară, nu? Ca să-l călcăm o leacă în cioare. Mă, Andrei, mă, care-i leacul, oghinicul, mă? Ia uite-a. Frumos, a? Da, frumos. Bă, de-a prost, Andrei. Stai așa o leacă, că am o surpriză pentru matale. Am să-ți dau banii înapoi. Așa, și-o zi bă, de-a prost, ne? Vai de mine! Să bota prostii din coș și... Bota prostii? Să fie primit. O și eu recunoscătoare, Andrei. Bota prostii și ne-ai dat și ne-ai adus. Vai, mă, Andrei, dar cum s-a pierdut cu gâtul în coace și cu liții din om în cata tare. N-am avut. De că ți-am pus coață. O zis că... Și n-am avut de coșul. Că de-am blu cu roșul. Măi, Andrei, mă, ne frică cu copul ăsta. Acum ne ducem și o să-l călcăm o leacă, cu lopata, cu ceva. Asta e cu Cornel, dar nu cred că e, nu trece parte, și e cu-i drum. Sper să meargă, ca să nu luăm foc. Uite că merge. Adică dacă îți oprești de aici, știi? Nu mai merge. Vezi că, vezi că, vezi că în spatele tău. Eu în spatele tău, iarăde. Ai întins mai tare. Dar și nu da foc pe dealul ăsta. Arde cât arde pe uite. Eu leu la bulgeri cele la. Dar poate omul ăla vrea să ardă, eu știu. Dar eu știu ce vrea omul. El vrea să ardă tăta asta, ca să iasă o iarbă nouă. Bună, nu? Da, iarbă bună nouă. Dar unde o da foc? Partea ce e? Da. De pe partea ce e sus la vale. Nu, degeaba dai, uite clipi. Din urmele, tot mai degeaba dai, dacă o da foc... Nu, dar n-are unde să duc în partea, că dacă arde... Nu, arde numai urzâșile. Dar în partea aceea nu se duce, n-are cum să treacă drumul. Da. În partea aceea nu se duce, aici dacă arde, arde băldiile astea. Da. Cât arce ele, că doar oricum are urzâși verzi. Da, și în partea aceea e verde, tot n-are să arde. N-are să arde. Vezi că e merge? Andrei, na! Mături până o gradă pe acolo. Nu, avem, avem. Măi, Andrei, măi, Ioti, măi. Acui era copchii și ea. Dar oricum n-are și să ardă, că dacă se duci în partea și... Să nu se ducă, măi, Andrei, acolo la urzișele cele, se ducă încolo, că se ducă la aluaga. Nu se duce, nu se stă, nu? Dar oricum noi suntem aici și dacă vedem cumva... Uite, da, Dumnezeu să stăm. Bă, dar proaste, Andrei. Deci vine doamna la Paști? Nu cred, nu cred că e cu gripă. Săraca, voi. Andrei, dacă-i mai trebuie pe 20-25 de ouă, îți dau. Da, 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 da. În sâmbătă, vineri, sâmbătă. Și fericită era. Da? Da. Păi, da. Ca să fac mâncare. Bă, băiatule. Bă, băiatule. Ia uite la. Ce viteză are. Unii cu coșul. Și l-am dat-o? Dar când ai ajuns așa de repede? Ha? Când ai ajuns așa de repede? Cum când am ajuns? Ha? Cum când am ajuns? Doamne Dumnezeu, ne-a făcut crușii, tu știi? Serios? Când am văzut mașina pe acolo, ne-a făcut crușii. Și că e gata. Eu cred că ți-i foame. Dar nu mai pot, domnule, de foame. Am rezolvat treaba cu tante Ileana, o lua foc acolo, Cornel. Se întind din coașe. Pip. Eu știu. A, crezi că iese bun și faci aici, Cornel? Eu nu știu ce faci. Adă piperul din casă și nu mai e clampănii. Ia uzi, nu ți-o duci, caută-l tu, te rog. Tot ăla-i, cum îl trimiți pe altul. Nu ai mâncat în viața ta așa ceva. Nu știu dacă mi-iese 100%. Și nu știi. Nu știu dacă mi-iese 100%. Dar ce faci? Vezi tu. Hai, da, ce frumos miroase. Ce ai pus acolo? De tăti. Care de tăti? Piept de pui, tocanat. Piept de pui, tocanat. E tocanat pieptul? Da, cum? Și le-ai băgat acolo? Da, tot. A, faci chiptelie. Da, chiptelie. Nu? Vezi, toacu și chiptelie fac eu. Și asta, domnule, aici. Piept de pui cu șeapă și cu ardei. Păi nu mă fă ceva, nu mă fă. Când e foame, de nu mai pot. Ia miroase, să vezi ce faci miroase. Hai, domnule. A, faci ca mine o piftie mare. Da. Hă? Da, o piftie mare, da. Dar ce faci? Ce mi-ai pus acolo? Orez. Orez? Ce cauți de alea așa de acolo? M-am mudat eu sus deasupra. Așa le leși, în cale. Oh, faci piftii mari, gigantică. Aici, da. Faci exact ca mine. O piftie gigantică, nu? Da, și gigantică. Hai să vezi tu și piftii fac. E treaba ta, domnule, nu mai zic nicana. Gata, nu ți le pleci? Hă? Stai și mănâncă. Nu stai să mănânci? E treaba ta. Și nu știi și pierzi. Hai de mine, nu știi și bunătate pierzi. Nu știi și bunătate pierzi aici. Păi deja îmi imaginez eu și eu. Gata? Hai. Dar stai că abia am șaput-o. Cum? Nu mâncăm așa? Da, uite mă, eu trebuie să-ți dau acum, că hai să mănânc. Da, domnule, să mănânc. Eu nu știu ce mâncare pregătești tu aici. Nu știu. Da, cât vezi tu acuși. Treaba asta. Ce ouă. Uite dacă ce ouă. N-ai mai văzut tu ouă. Dar-s frumoasă. Ei, da, n-ai mai văzut tu ouă. Serios, că se cunoaște că-s de căină de țară. Normal că se cunoaște. Ce mai pui, domnule, ce ai mai luat acolo? Ce mi-ai luat acolo? Alun. Nu-mi șocan. Înainte, din miezul din uncă, era cum făcea cu mașini, ca prosop din ăsta. Așa o chesa. Vezi că ți ies uleiul. Ou cu aluni. Cum faci tu mâncăruri de astea așa sofisticate? Da? Ou, cu alune, cu făină, cu ulei, cu carne, cu oriez. Și faci, domnule, aici? Și mâncarea asta? Hai să vezi. Du și iau orezul de acolo cu ofertă. Gata? Da. Sigur? Gata. Da. Ui, cu drag șerbi. Mă frig, tata, cu să vezi cum mă frig. Ah. Să-l scap jos, pata nu trebuie. Să-l lăsa și să răcurească. Făină, ou. Nu știu, domnule, ce faci aici, mă uit cam ăța în calendar. Așa că se scurgulea ca asta de aici. Și acolo? E apa de la... piept. De la Ardei. De la Ardei, de la piept. Și o oreză. Parcă faci sarmale. Trebuie să răcurească orezul. Orezul? Nu. Așa. Compoziția? Da. Nu știu ce să-i zic. Ce-ai făcut ăla? Ăsta poți să zici că e rizio cantonez de acela care l-ai făcut tu. Nu cum ai făcut tu atunci. Domnule, nu gust, domnule, ăsta și. Nu gust, cum a ieșit. Dar nu vreau. E de să văd. Să vezi cum ieși ca așa ăla. Asta e carne cantoneză. Mai că ai mâncat. Pune într-o farfurie să mănânc. Îți spun dacă să mănânci. Adu farfurie, și așa e mult compoziție. Lasă la urmă. La urmă că sunt tare curios văd și faci. Mă trebuie să răcorească o leacă. Ce-i băgat tu, ouă? Acoi baju, Doamne ferește, Maica Domnului și cu tine, Cornel. Ce faci aici, domnule? Orez, ou, carne, harpașică. Ce mi-ai băgat aici? E treaba asta, ce lăsă ca și rău. S-am pus deoparte, că dacă puneam ouă nu mai mâncai. Mi-ai pus o leacă deoparte. E suficient cât am aici. A fost pieptă mare, știi, de asta. Am făcut asta și boală, mă fac cu el aici să-l păstrez. Făină. Se lege leacă. Șușie, Doamne ferește. Patru ouă împărțesc cam în trei, știi? Făină. Pui asta pe plită și bune? Aoleu. Păi dă să pun una. Da. Oi, faci turci umpluti. Da. Turci umpluti faci. Turci umpluti. Ce faci, domnule? Turci umpluti, a? Eu știu ce faci aici. Ia. Ruladă cu carne. Să pui ceva pe foc? Foc s-aude. Ha? Și domnule, și faci domnule aici? Ia! Ia! Mamă, care faci gogoș, mamă! Mamă, care faci gogoș și o să iasă aici, Doamne! Doamne Dumnezeule, și o să iasă aici! A, deja plesăm! Tu faci ochiuri? E de cât dau eu? Îți dau așa în continuu? Ha? Nu se prinde. Gata? Sau mai dau? Nu, gata, gata. Uite, mă pune să dau jos. Hai de mine și de mine. Întors-o pe o râlă. Asta e secretul bucătarului. Normal și de drept nu trebuia să vi-l arătăm. Cornel o zis că să nu-l arăt, dar am zis că să-l arăt până la urmă. Eu ți-am adus fundul. Dacă mai trebuie, dacă nu, pune-le aici pe fund. Uai, mamă! Mamă, care faci gogoș! Vezi să nu mă opărești! Cu asta! Mamă, care faci gogoș! Și are, domnule, dar oricum nu vine mâncat. Dar oricum trebuie lăsat să se răcească. Mamă, care faci gogoș! Mamă, care faci gogoș! Să lăsa să rășească, lasă-l oleac să rășească. Se sfarmă. Hai, lasă, domnule, lasă. Mâncă tu, hai. Mănâncă, domnule, tu. Mamă, care faci gogoș! Hai, Doamne! Hai, Doamne, Doamne, Doamne! Mai trebuie ceva! Hm? Ce bunătate, domnule! Ce-ai făcută? Ui, dacă nu vreau să o laud și eu să mă uit la ies. Lasă așa, bleacă! Mi-e foame de mai pot. Vai de mine. Vai de mine. Dar și bun la gust. Bună rău, domnule. Ce mai facem? Coleacă, aoleu. Văleleu, coleacă de suc de roșii. Taie, domnule, când se scurge sufletul și inima. Trebuie să lăsați să... Hai, lasă, hai, lasă, mai lasă o leacă. Hai, că stai acum, că mai tai o bucățică. Nu te sfarmă, vezi? Trebuie lăsat o leacă să... Da, lasă-l să răcorească, gata, na. Gata, nu mai tăi. Uite așa trebuie să-i vezi. O leacă să răcorești și să tai ca lumea, știi? Mhm. Nu mai am răbdare. Hai, domnule, să mâncăm, las-o să răcorească, nu să răcorească. A, dar nu pot eu. Cum mai o mănânc eu, cum o mănânc eu. o furculiță, o lingură, ceva, nu știu. Da și bunătate. Da și bunătate, Doamne! Doamne, 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 Doamne. Așa, punem pe farfurie. Așa. Ca să pot cât. Dacă n-am răbdare, n-am răbdare, domnule, ce vrei să fac? Deci dacă se răcorea, știi? Se tai ca lumea, știi? Uh-huh. Și ele smoi. Aaaa. Fai de mine. O mănânc așa, că nu mai am răbdare, cred. Nu știu dacă am mâncat vreodată așa ceva, dar... Ei... Nu pot, ochii ca jos. Dacă stau cu ei în loc să o mănânc, stau să o laud eu. Răcorești tu, Doamne, odată. Răcorești, vezi cum faci? Așa da, tu o să mănânci așa. Dar dacă n-am stare... N-am răbdare. N-am mâncat niciodată așa ceva, adevărul. N-am cuvinte să o descriu. Crede-mă că n-am cuvinte să o descriu. Vezi dacă se răcorești cum stai? Normal. Nu. Și domnule. Ai zis că o mănâncă cineva? E prea bună. E extraordinar de bună. Da. Uite-ai. Puțin. Da, eu pe asta, eu cu torul ăsta. Acum, ia uite aia. Pâinea lui Dumnezeu. Adică rulada lui Cornel. Urgi, băi, chică. Ce strâmbi așa? Frizi. Poți să mai tași de aici? Da. Dar ori să răcorești, ori tu ia stupat o să încălzească. Să mai un pic coajă deasupra. Ah. Auzi, avut. Văzut că răcorească, că mă prind. Lasă să răcorească așa. Da, și gust bună. Deja am mâncat prea mult, gata. Și morghești, domne, să mai faci de astea, că vă cât sunt nisături. Am mâncat trifeli, gata, nu mai pot. Valeu! Da, rămânem cu astigura. Așa, pune și pune cu furculița, nu mai baga acolo. Așa. Așa. E, așa, normal să mănânc, eu am pașitat. E, cum se zice? Emancipat. Ha? Nu. Nu că și ea te-ai neca, ui. Fac o poză cu tine. De mine, și să mai vorbim. Nu am cuvinte, serios să zic. Asta îl lăsai să răcorească, dar nu mai am, n-am mai avut rapat nici eu. Să răcorești și să tai perfect, știi, învălitii. Da, așa e, exact așa e așa. Da. Să tai perfect și să... Da, și eu să întăresc, știi? Și urmă, te apuci de mâncat. Fai, Doamne, dacă te-s de buni. De mine. Fraților, mulțumim că ați fost alături de noi. A fost extraordinară. Am mâncat o dată până la urmă. Extraordinar a fost, domnule. N-am cuvinte. Bravo. Bă, a fost bun. Bravo. Bun. Ne auzim la un următor. Ne auzim la următorul episod cu nu știu dacă finalizarea, dar... Finalizarea trebuie să terminăm poia ta. Cu finalizarea poieță. Finalizarea poieță și să vedem să căutăm găini. Mergem, căutăm găini. Dar cum ți-i acolo? Da. Dar competențe ți-i dacă... Hai. Ce hai? Hai ca să mă întind. Hai, du-te, domnule, treci afară. Hai, ce vrei să mai faci? Hai, gata, lasă treaba, hai să mai facem pe acolo. Nu mai facem nici, domnule, am mâncat, lasă-mă, dăm pașii. E bun, ne-am place că ți-ai schimbat programul, că mâncăm mai pisar, așa ca să nu mai pot să fac nic. Dacă mâncam pe la aniază, nu mai vei faci cu mine. Și de cum faci? Mă odihnesc, mă stau o leacă, mă uit pe șerpi, la păsări, la... Nu mai... Uite, câte roșu te-ar, gata, se vede. Pune parabulele. Acu? Da. Du-te, domnule, mâinile le pune. Mâini? Da. Le pui sigur? Da. Ei, să vezi, eu și le arunc pe tine. Le pui eu în grădină la omul și ala. Da. V-am pupat. Bun, fraților, cam atât a fost pe astăzi. Mulțumim că ați fost alături de noi. Nu uitați acolo să dați o distribuire, un share, un like, un dislike. Să deveniți membri, să intrați pe TikTok. Părerile voastre și așa, că ne vedem la următorul episod. V-am pupat pe toată lumea, pa! Pa! Fără gard și fără poartă, o casă dărăpânată, ce stăteam mai să cadă, am renovat-o pe toată. I-am pus uși, am pus perestre și un acoperiș peste, cu draglaia am muncit și cam basme a ieșit. Cât ar fi lumea de rea, nimic n-o să ne oprească, să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus în viață. Cu așa comunitate, orice o să reușim și o să mergem mai departe, pentru voi că vă iubim. Casa de pe uliță, cu chiler și cu sobiță, am pus și o iconiță, că-am făcut tot cu credință. I-am dat și o zugrăveală, și înăuntru și pe afară, căsuța respingătoare, a se învârte după soare.